Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. V-am citit comentariile de la episodul anterior de WWE și mi-a spus că vreți să fac eco împotriva lui Codrin. Așa că asta o să facem astăzi, hai să băgăm o arenă mai pe măsură așa. Ce arenă? Am avut SummerSlam, să pun SmackDown, ia să pun de-astea WCW, nici măcar nu știu ce să pun. Pun WrestleMania, hai că pun WrestleMania, asta e match de main event la WrestleMania. Frumos noaptea când îți luminile mai bune, când îți mai eficiente. Dăm pe Custom Superstar, dăm aici pe fratele Echo. Bă, de-aia am pus-o și eu așa pe poziție. Are overall mai mic, l-am făcut după Kevin Owens la capitolul manevre și intrare. N-am stat să le modific manevre, m-am axat mai mult să arate ca ăștia. Cât de cât seamănă și ăsta la față, e cam dezamăgitor. Părul meu e și bine, sprâncenele niciun caz. Mustața, barba am încercat eu. Am încercat să-l fac un pic mai gras la față. Culoarea pielii nu mi-a ieșit, dar măcar la corpul e ok. Nu știu, Codrin parcă mi-a ieșit mai bine decât ăsta în unele puncte, din unele puncte de vedere. Așa. Nu e foarte spectaculoasă intrarea lui ăsta. Mai ales că în acest moment Kevin Owens are altă intrare, nu mai are chestia aia cu The New Face of America. Hai să ne uităm și la intrarea lui Echo. Cum intră Echo pe scenă la WrestleMania. Da, uite-l. Fratele Echo, era prea scurt numele. Le-am pus, n-am știut ce de-astea să le pun. Nici în engleză nu... n-am găsit acolo, gen cum îmi face prezentatoarea aia prezentarea, n-am găsit Echo, să zică. Așa că am pus Giant, că e grăsan ăsta. Și lui Codrin dă Giant, că e și mai gras. Nu știu, culoarea părului e cam ciudată, e mai căhănia și zici că e diaree. Da, e, aia e. Cât de cât am încercat și eu, sper să-mi apreciați efortul. Da, nu-i foarte spectaculoasă intrarea lui Echo, în schimb Paul Codrin a făcut-o mult mai șmecheră, că de, doar e Codrin. Bă, dar trebuia să pun niște sprâncene mai groase lui Echo totuși, dar n-am găsit unele așa lungi. Lungii mea, dar mai groase, dar să fie și groase. Și acum să intre Codrinul. Aute, publicul e în extaz. Să-mi lăsați sugestii cum să-i schimb lui Echo intrarea, să-i pun o intrare mai spectaculoasă. Dacă ar să și potrivească așa cu el. Adică nu e mai... Adică gen nu mă pune să-i pun lui Echo intrarea lui Kane, că n-are nicio relevanță, nu se potrivește, ceva mai pe... să se potrivească, nu știu. Vă aștept sugestiile în comentarii. Și dacă mai aveți și modificări de făcut, ziceți că aș putea să mai modific un pic wrestler, ăștia să le adaug ceva sau să le schimb ceva, să-mi lăsați un comentariu. Acum se și vede care e favoritul publicului, ce naiba. Nu, nu dau breakout să intervin peste el. Bun, trebuie să-i făcut și match pentru titlul, nu mi-a trecut asta prin cap. Ce nervos e Codrin acolo. Am mai multe reverse-uri, dar overall-ul mult mai mic, am doar 88 și Codrin are 90, o să fie greu să-l pot bate. Hai da, ieși afară din ring. Ce l-am scos. Măcar știu că ăsta e mult mai agil. Nu pot să sar? Văd că nu. Hai mă că... ce l-am prins aici. Avantajul nostru e că e Codrin mult mai greu și ar trebui să se miște mai greu. Că pe Echo l-am făcut și-o leacă mai slabă. Că se și vede dintre ăștia. Uitați și voi cât e Codrin și cât e Echo. O să ne folosim de... Ok, văd că ne-am oprit când nu trebuia. Bă, dar părul chiar mi-a ieșit. Și m-a chinuit să găsesc un păr gen ca lui Echo. Ok, hai că i-am întors. Hai, Echo, ieși. Ați vrut Codrin contra Echo. Și o să joc cu Echo că e mai slab în overall. Ca să nu îi dau un avantaj foarte mare lui Codrea. Deși nu prea contează așa mult overall-ul. Bine, dacă era gen să mă joc cu unul de 65 overall contra lui... Brock Lesnar era altă treabă. Dar așa două puncte nu-i mai diferență. Dar să nu ziceți după aia că s-o prea... Nu știu cum să joc mereu numai cu ăla cu overall-ul mai mare. Ok. Trebuie să fi dat... Iotuși, man, hai că știe să întoarcă.
Au o ce do... Ieșim din ring și o luăm la fugă. Fuga e rușinoasă, dar e rușinoasă cum era la râs ca prostul. Hai vino încoace, Codrine. Opa. Și suplex. Băgăm și un taunt aici. Îl călcăm pe cap. Stai că s-a ridicat. Hai da. Bă, dar nu ajungă el așa. Scurte aresta mâinile. Opa, ia ce-mi dă aici. Mă calcă pe cot. Bun. Și mi-a rupt mâna de beton. Cum era replica aia? Stai că știu. Un pumn aici. Too fast. Fuck. Iar too fast. Da, avantajul e că pentru Codrin e că dau reversal, apăs prea de pe reversal. Na. Ia vine un coach. Puac. Driving his knee down. Oh, and it's a reversal. Aolea, ce mi-ntoarce asta. No, no. Reverse DDT frumos. Hai mai aici. Nu pot să dau ring escape. A făcut și taunt ca să aibă buff. Îs curios dacă o să vadă cândva Codrin Stoico clipurile astea în care i-am creat pe WWE. Bă, ar trebui să fie de apreciat efortul. Stai curios să faci un wrestling în WWE. Nasol că nu prea... Na, am băgat manevre de la wrestler deja existenți că... Mi-a prins piciorul, ce-a făcut? L-a păs cu piciorul pe burta, am înțeles. Cam degeaba, dacă își încorda burta, m-a aruncat pe spate. Am băgat manevre de la rest deja existenți, că nu am văzut niciodată pe ăștia se bată și așa nu prea știu cam ce... Așa. Nu știu, nici în totalitate cam cât de forțoși ca să le dau manevre mai de powerhouse, nici cât de agil în caz că să le pun salturi de pe corp sau chestii de genul, așa că am zis un cu manevre de la wrestling care să semene cât de cât așa... Cu ei la capitolul atitudine, gimmick, chestii de genul. Uite, manevra asta mi se pare cât de cât corectă, că ăsta zic, Codrin până să fie gras, făcea judo sau ceva de genul, că povestea în... În clipul ăla, când se uita la clipuri mai vechi, zicea că avea atunci doar vreo 80 de chile și făcea ceva, karate, judo, nu mai știu. Cred că a vrut să-mi dea semnătura din euri. Am nici nu știu, nici mă din ring. Bine că nu-i nimeni la masa asta a comentatorilor. Cred că trebuie să fie comentatorii mexicani sau, mă rog, spanioli. Mexicanii vorbesc spaniolă. Hai să dăm un OMG moment. Mi-a întors OMG-ul. Auci. M-aș mă rucat aici. Mi-a întors OMG în momentul. Am vrut să rămas la comentatorilor cu el. I-a trecut un scări. Hai în ring. Bă, ce dracu. Mă bate prin count out. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in this. M-a bătut prin count out. Cea mai căcăcioasă victorie posibilă, să-l bați prin count out. Atunci stai că ne luăm revanșa cu fratele Eco, ce dracu. Bun, ne-am întors aici. Următor eveniment din calendarul WWE, Payback-ul. Și am setat să fie un match Extreme Rules ca să nu mai avem câștig din aia prin count out, sau cum se spune, și am băgat și match pentru titlul WWE. Hai, arbitre, ridică titlul. Uite aici, frumos. Animația pentru titlul WWE. Frumos așa, băgăm un match pentru centură. În joc aici, jocul ți-l dă ca și campion pe Jinder Mahal, cel mai greșit campion din istoria WWE-ului, cred că e ăla.
Ok, hai. Revanșa lui Ekoshi din nou. I-am întors, nici n-a apărut aia de reversal și eu deja am apăsat. Înseamnă că sunt mai skillat acum. Irish Whip și în afară. Sau Irish Whip, păi numai când îl aruci în colț, nici nu știu. Hai să vedem ce putem scoate de sub ring. Un ciocan, da. Ok, lasă-ne să umblăm sub ring aici. Sau o scară, hai să scot o scară. N-am apucat. Stai mă jos, m-a băgat ăsta ring. Bă, dar nu mai știu să scot chestiile de sub ring, ce naiba. Well, moves like that at this stage are not to win any match. It's they're just used to send a message. Too fast. Etena. Stai jos. Stai mă jos, n-auzi. He hits him with the knee. Ok, se rup spinarea. Ia pot să fac ceva așa? Nu pot să mă arunc. Stai mă, Kevin Owens parcă făcea. Se arunce de pe corzi și văd că m-a aruncat asta în afara ringului. Perfect, n-am ce ieși. Și am rămas și fără reversal-uri. Frumos. Wow, did you see what he just did? Incredible. N-avem comentatori, mișto. Looks like Cheryl has broken a sweat. Dă-mi cu Akendo stick-ul. L-am scăpat. Angle slam, frumos. Dar n-am ok, am reversal acum. Au. Auci. Back now inside the ring. La reversal stăm. Nu, a luat ăsta kendo stick-ul. Din nou combo ăsta e pum. Looks like he may have let his guard down there for a moment and it cost him. Yeah, he's taking on some offense here. Ce-a făcut mă, s-a buguit? Nu mai face nimic? Aia, păi mie-mi convine. This one could very easily go either way at this point, guys. But win or lose, he's the type of guy that will be proud of his performance regardless. Ia treci în colț aici. Hai, la colț cu tine, pedepsi ca la școală. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. Let's not get ahead. Ia de aici cu kendo stick-ul. Na. Just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. This one could very easily go either way at this point, guys. He's the type of guy that will be proud of his performance regardless. And he gets out of there in a hurry. Looks like he needs to regroup, get his thoughts together. Knocked off his feet. Now that's a takedown. Ma, dai. Echilibra robeciul ăsta, îmi place. Bă, dar urât rost la tine, și la WrestleMania. Hai că ne luăm revanșă aici la Payback. V-ați prins revanșă Payback, ha? Nu? Bine. Bă, dar am oftit dacă se întâmple așa la WrestleMania pentru count, toată fi cel mai de căcat posibil final de meci. Mai bine venea unul și ne întrerupea. Sau nu bine nici chiar așa. There may be no stopping him. Uh-oh, he's in trouble here. Am apăsat pe signature și nimic. Frumos. Și de două ori cred că am apăsat. Ați văzut cum mi s-a dus energia. Am vrut să dau cum să aruncă Kevin Owens așa direct. Stai că n-am nici reversal. Genial. Așa e că am cum se cheamă. Reziliency pe Kevin Owens, nu? Guys, when you have as trained as I do, you get to a point where you can see the finisher coming. Na că vine cavaleria acum pentru mine. Unul gras pe măsura lui Codrin, perfect. Na că are și cioc ca el. Ia vreau cu ăla signature. Hai că n-a ajutat un grăsand al nostru. Hai să încerc un pin. Oh, man, I thought he had him. He isn't gonna go away that
Ți-o imit Echo că n-a funcționat. Hai dă-mi cu a kendo-sticul. Ce n-ai mă bat cu podeaua ringului? Dai jos, Codrine. Dar a rămas și Echo fără energie, săracu. Auci. The way I see it, this might be a good time for the finisher. Cred că i-am întors la stride-ul, e perfect. Stai jos acolo. Acum vine Cesaro. Bine, vino încoace la popa porbom tu. Na. Batem tot cu Echo. Zduș! Stai că n-am terminat cu tine. Hai că mai fac momentum pe fraierul ăsta. Ce mai avem pe aici? Dă bâta. Să-l batem cu bâta. Ce mă, vii tu aici să-mi strigi meciu? E, finish-ul pe care l-am luat de pe Codrin, îl aplic pe fraierul ăsta. Pe cheliuț ăsta. Cum a fost când a... Cum a fost când a jucat toată pe un stream Codrin WWE? Parcă lui Cesaro zicea Aurola cu măciuca semi-erectă, lui Dolph Ziggler îi zicea parcă ăla care o suge de la boschitarii de pe stradă, lui Roman Reigns Rockerul, de acolo doar pe John Cena cred că îl știa, lui Roman Reigns îi zicea Rockerul. Stai că am mai zis o dată chestia asta. Când l-a văzut pe Bray Wyatt cum arată, era ceva gen, ce dracu-i cu ăștia cum arată? Și când a ajuns la King cu masca aia cum arată în ultimul hal, face, ăsta-mi place cum arată. This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. He is a one-man gang in there. His clothesline finds the mark. Hai să dăm aici un semnătură. A întors-o? N-a întors-o. This one's over, guys. Hai să rupem o masă până atunci. Masa comentatorilor, zic. Bătălia cu Coloșirul aici la Bazooka Records. Hai mă, vină încoa. Vină-mă încoa dacă ai tupeu. Îi dai unul așa cu bâta aia și zici că e și din fiera naibii. Hai că nu m-am mai întors OMG momentul acum. Pile driver, a zis că o fi powerbomb. Hai că publicul văd că e extaziat. This is awesome. Hai să luăm o masă. Să o băgăm în ring. These superstars wearing the wounds right now of what has been an absolutely thrilling matchup. Stai că o să intre ăsta în ring. Hai să-i pălesc una cu masă. Stai acolo. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Hai mă, nu pot să o pun. Gata, a pus-o bun. Stai să vezi că mă aruncă în masă. Sau nu? A, m-a aruncat în corzi. Înțeles așa ușor. E, ăsta da meci acum. Resilience e atunci și strict un finisher. De fapt nici nu mai aveam finisher, am și uitat. Ce face cu masa? O pune în celălalt colț? Ok.
goodness! Oh! Spear prin masă acolo. Am ieșit bun. 5 stele meciul ăsta. Am reversal, trebuie să profit de faptul că am reversal-uri destule. Am zis că apare aia cu săgeata. Oare o să dea comeback-ul? Nu cred. A rupt și ăsta o masă cu mine, ce-i drept. Ai de capul. Nu, 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 lasă ăla. Hai să ne pregătim de un frog splash. Și frog splash. Hai să vedem dacă e suficient. Câștigăm cu un frog splash. No. Hai să mai dăm cu kendo stick-ul. M-a întors. Nu pot da ring escape-ul, vă că nu. Am crezut că îmi dă dragon slipper-ul ăla. Stai că acum pregătește chokeslam-ul. Too fast. Fuck! Am și scuipat pe calculator. Stai că îmi pregătește last ride-ul, nu-i bine. L-am întors, l-am întors. Și hai cât timp avem buff-ul ăsta, că am întors finisher-ul ăla. O mai ieși, nu cred. Ce? N-am mai avut energie sau ce naiba. Dar să fac un taunt. Deci ok, l-am aruncat în curs ca să-l prind în manevra de final, dar nu știu. Am făcut taunt ca să anuleze buff-ul ăla care nu era pentru el, cine știe. Hai că e data asta, nu mai iese. Și pinul. Ăla-i mă. Ce meci, bă, fraților, ce meci. Aici ne-a ajutat pe noi Joe. N-arată și când ne-am dat cu bâta lui Cesaro, văd că nu. Nu știu de ce a pus reloarea asta, dar logica jocului WWE, deci n-ai ce să-i ceri. Aute aici, frog splash, dar cum am învârtit așa în aer, m-am mișcat. E extrem de realistic, ce să zic. 1, 2 și a ieșit. Ok, ultima reloare n-am înțeles-o. Și acum Echo a câștigat titlul WWE. Frumos meciul, ce să zic. E bine, data trecută v-am pus să lăsați note pentru cât de mișto l-am creat pe ăla, pe Codrin. Acum lăsați-mi o notă pentru meciul ăsta, cât de mult v-a plăcut. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mișto a fost meciul ăsta. Nu primul de la WrestleMania, că l-a fost de căcat. Ăsta al doilea de la Payback. Cam atunci cu videoclipul acesta. Cum am spus, lăsați-mi o notă pentru cum a fost meciul și ce dă ăștia de pe YouTube să mai crești un joc ăsta, că îmi place. E foarte distractivă chestia asta, când văd cât de creativ pot să fiu, mă rog, cu sugestiile voastre. Dar în fine, cam atât și până data viitoare, ciao les!